Vizita importantă ieri la două societăți din Făgăraș, ambasadorul Belgiei s-a aflat pentru câteva ore în municipiu, așa că a dorit să vadă cum se desfășoară activitatea în cele două unități româno-belgiene. Două societăți făgărășene au primit ieri o vizită importantă. Este vorba de Filip Beche, ambasadorul Belgiei. Acesta s-a aflat pentru câteva ore la Făgăraș și a dorit să viziteze două unități româno-belgiene. Prima pe listă a fost ACTR Prod Făgăraș. Aici a făcut cunoștință cu conducerea și cu personalul societății și a avut ocazia să vadă ceea ce se produce în această unitate. Ambasadorul a rămas plăcut impresionat de activitatea desfășurată și a promis că va reveni la Făgăraș cu prima ocazie. Well, I am very pleased to be here in Făgăraș. Sunt foarte bucuros să fiu aici în Făgăraș. Nu se întâmplă în fiecare zi ca cineva să vină din București, dar e o plăcere să vin în vizită la o fabrică care a început de la zero și deja are rezultate foarte bune în producție. Am observat, din ceea ce am vorbit cu oamenii, că personalul din această fabrică muncește cu multă plăcere. Am primit o vizită de la domnul ambasador al Belgiei, o vizită pe care noi nu o așteptam așa, nu ne gândeam că o să vină atât de rapid, dar astăzi a vizitat toată fabrica, i-a plăcut foarte mult, a zis că mai avem de lucru ca să ajungem la standardele europene mai bune, dar firma este pe calea cea bună și în 2 ani de zile am realizat ce alții nu realizează în atâta timp. Ambasadorul a vizitat apoi o altă societate cu capital belgian și aici a fost interesat de activitatea și de productivitatea unității. Ambasadorul Belgiei în România, Filip Beche, este expert în drept internațional, iar înainte de a fi numit ambasador la București, a lucrat în reprezentanțele diplomatice belgiene din Bangkok, Cairo, Milano, Bruxelles, dar și ca ambasador la Sofia.